trecut, o să avem o sumedenie de activități, dar cea mai importantă este orientarea sportivă. Ana, cred că v-a spus la cursul de ieri al alteri, când l-a ținut despre ce e vorba. Și vrem să iasă bine și anul acesta și poate din voi, din copii care vor să practice în continuare orientarea sportivă după concursul de astăzi, ținem legătura și dăm drumul la treabă. O să-l rog pe domnul primar să vă ne spună ceva vorbe. Bună dimineața, copii! Ne revedem din nou și să ne mai revedem la proiectul Câmpina Artelor și Câmpina Sportilor. Dar astăzi avem orientarea sportivă de domnului președinte Tudorache, la clubul Silva, copii Silva. Orientare. Ce înseamnă orientare? Orientarea între sport și orientare și la școală, orientare în viață, de altfel. Nu-i așa, copii? Da! Acum să vedem cât de bine vă descurcați în orientarea sportivă astăzi și lucrurile pe care le învățați pe traseu, încercați ca și principiul să le aplicați și în viață. Ok? Da! Eu vă doresc succes astăzi, o să încerc să mai vin, în funcție de cum îmi permite programul, dar sunt convins că fiecare dintre voi veți câștiga. Sunt pregătite premii de către clubul sportiv OK Silva, așa că sunt convins că fiecare dintre voi o să câștigați cu un premiu. Asta înseamnă să vă dați toată silința și să terminați cu bine toate traseele. Am zis bine, domnul președinte. Ok. Mult succes, vreau să mulțumesc și cadrelor didactice, pentru că întotdeauna au fost aproape de copii, nu doar matematică, engleză, franceză, ce mai aveți istorie și așa mai departe, ci și aveți nevoie de sport. Pentru că dacă nu ai corpul sănătos, mintea sănătoasă, atunci nu poți să dai randament extraordinar de bun la școală. Vă doresc succes!